Am revenit și vorbim despre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, care și-au asumat relația de față cu toată lumea. Cuplul a fost surprins de către paparații Spynews.ro la un eveniment privat la malul mării. Cum s-au distrat cei doi, dar și ce gesturi tandre au avut unul față de celălalt, vedem în următoarele imagini. Sunt primele și singurele dovezi, imediat le urmărim, dar aș vrea prima dată să le salut și să le spun bine au venit invitatelor de astăzi, cu care o să dezbatem acest subiect, dar și multe altele pe care vi le-am pregătit pentru astăzi. Cu doamna Camila Mitoșeru, vă mulțumesc că sunteți cu noi, bine ați venit! Bine te-am găsit! Și cu frumoasa Alina Petre, mulțumesc, draga mea! Mulțumesc și eu! Haideți să mergem să vedem imaginile momentului, imaginile asumării și ne întoarcem imediat! Nu mai este niciun secret faptul că Bianca Drăgușanu trăiește o poveste complicată de dragoste cu Gabi Bădălău. Ei bine, dacă până acum cei doi au fost destul de scumpi la vedere împreună ca un cuplu, vă anunțăm că de data asta este oficial. S-au afișat împreună la un botez, acolo unde au mers unul de mânuță cu celălalt. Paparații Spynews.ro i-au surprins mai îndrăgostiți ca niciodată, în timp ce făceau risipă de gesturi tandre. Am crezut că vom muri de sete, așteptându-mi sufletul pereche, dar noi ne-am promis că ne vom revedea de mult, înainte să ne fi născut. Așa da, ne place. Deși s-au scris multe despre ei, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău se iubesc la nebunie de mai bine de jumătate de an, iar acum sunt pregătiți să iasă în public ca un cuplu asumat. Și unde altundeva să-și asume relația, dacă nu la un eveniment privat, acolo unde toți prietenii afaceristului erau invitați. Îmbrăcați elegant, ea cu o rochie albă din satin, el cu o pereche de pantaloni albi și un sacou albastru, Bianca și Bădălău au coborât de mânuță din bolidul de lux și s-au îndreptat spre intrarea restaurantului. Ei, dar romantismul nu s-a oprit aici. Nu, nu! Odată așezați la masă, ca un cuplu adevărat, cei doi au început să-și împartă priviri care mai dulci, iar Bianca părea extrem de fericită alături de afacerist. Același lucru putem să-l spunem și despre Gabi Bădălău, care în tot acest timp nu și-a luat ochii de la frumoasa lui parteneră. Și-au zâmbit, și-au șoptit vorbe dulci, iar privirile drăgăstoase au persistat întregul eveniment, semn că între cei doi flacăra iubirii arde tare. Bianca și Bădălău s-au distrat pe cinste în compania celor mai buni artiști. Cu toate acestea, cei doi și-au acordat foarte multă atenție unul altuia. Și nu spunem noi asta, ci imaginile vorbesc de la sine. În timp ce mâncau, Bianca Drăgușanu a făcut un gest de dragoste față de Gabi Bădălău, astfel că a luat în furculiță ceva de pe farfurie și i-a dat să guste și iubitului său. Ulterior, blondina s-a așezat cu capul pe umărul afaceristului. El a început să-i șoptească la ureche, iar ea a început să zâmbească. Dar cu siguranță... Dar, exact, dar cu siguranță dacă știe cineva ceva despre acest lucru, este probabil Claudia Pătrășcanu, care în acest moment se află prin legătură telefonică directă cu noi și aș vrea să o întreb, în primul rând îți mulțumesc că ai vrut să vorbești cu noi și în al doilea rând, Claudia, ai văzut imaginile, spune-mi, te rog, ce părere ai, cum le interpretezi? Bună ziua, doamnelor! Pentru că aud mai multe voci acolo în platou. N-aș vrea să intru foarte mult în subiect. Pot să spun că doar copiii mă interesează, doamna Mătălina, și știți acest lucru, cred că toată lumea știe acest lucru. Mă interesează foarte mult educația lor, siguranța lor. În momentul de față, copiii sunt în vacanță la tatăl lor. I-a luat cumva pe 31 iulie și acum pot să înțeleg, după toată această apariție, pot să înțeleg oarecum intervenția lui Gabi disperată, cumva, de acum, de săptămâna trecută, când am fost sunată, el doar ce luase copiii pe 31 iulie, iar la diferență de 2 zile, duminică, se întâmpla asta. M-a sunat insistent, disperat, pot să folosesc aceste cuvinte, în care spunea să-l ajut. Cu ce? Vă dați seama că am intrat în panică, nu știam ce se întâmplă și am spus, da, spune, te rog, în condițiile în care când a venit să ia copiii, a petrecut 3 ore la mine în casă, insistând amândoi, știind că copiii nu doresc să meargă la el cumva, am încercat să-i încurajăm și să meargă iarăși în vacanță. Am reușit să fac acest lucru pentru că mă gândesc la binele copiilor și știe și el acest lucru. Mă întorc la insistența lui în care mă implora să poată să aducă copiii înapoi acasă la 2 zile diferență, că el are un eveniment foarte important și că ar vrea să scape de copii și nu știa cine să-l ajute decât eu. Bineînțeles că timpul meu nu este foarte ocupat și în afară de concertele pe care le am marțea, joia, sâmbătă și duminica pe litoral, nu am ce să fac, tot timpul meu îl acord copiilor în general. Și atunci am spus că îl pot ajuta, doar că el trebuie să facă mai mult și să le explice copiilor, să le spună despre acest eveniment, că până la urma urmei un eveniment, că mergi la o nuntă, la un botez, și copiii ar trebui să știe că și noi părinți avem viața noastră. Dar important este să nu-i creștem în minciună și să le spunem adevărul. Așa. Am încercat să-l ajut pe Gabi și să fac în așa fel că aducă copiii așa cum mi-a cerut el, doar că Gabi îmi cerea efectiv să mint copiii. Cum adică? Și în momentul în care l-am luat pe copilul mare la telefon, mi l-a dat și punea presiune oarecum pe mine, asta nu mi-a plăcut și se pare că s-a adeverit totul prin această ieșire a lui pe care a spus-o și care, durerea mea acum și vă spun direct, este că a vrut practic să mă mintă și pe mine, dar să-și mintă copiii, pentru că copiii lui în momentul cât a lipsit 2 zile de acasă, au știut că a plecat să cumpere un tractor. El știe foarte bine că eu vreau să ne creștem copiii în adevăr și nu minciună, pentru că dacă minți, păi, dar doamna Mădălina, spune-mi, te rog, cu ce zici tu că a mințit copiii? Faptul că au apărut aceste imagini cu Bianca și cu Gabi și tu ai făcut legătura că, de fapt, motivul pentru care, asta spui tu, că motivul pentru care voia să-ți aducă copiii și să invoce acel motiv pe care tu îl susții că l-ar fi invocat? Doamna Mădălina, iertați, el vrea să scape de copii, a vrut să-l ajut să-i aducă acasă. Eu nu am putut să mint proprii copii și să spun, știi, tati pleacă, voi trebuie să veniți acasă, că tati vrea să scape de voi. Și l-am rugat să le explice el acest lucru. S-a supărat, a spus, nicio problemă, familia, nu pot să-i las cu familia, atunci o să văd ce fac. Într-un final s-a descurcat, copiii în ziua respectivă, când el era, așa cum văd eu în aceste imagini, era la restaurant și la nuntă și unde era el, copiii erau într-un mall la ora 23, nici nu mai știu cât era, 23:30, erau într-un mall. Spunea băiatul mare că mami, ne dau oamenii aceștia afară din mall. Păi ce căutați voi la ora aceasta, mami, în mall? Păi am venit să vedem un film pentru adulți, pentru oameni mari. Claudia, dar cu cine erau ei? Eu sunt Alina Petre, îmi pare bine să te cunosc și te admir foarte mult. Ești o mamă foarte puternică și noi suntem lângă tine tot timpul. Să știi că noi vedem lucrurile exact așa cum se întâmplă și am trecut și eu prin foarte multe lucruri și chiar te apreciez, ești foarte, foarte puternică. Mulțumesc tare mult. Știți care este problema? Că noi încercăm să-l adică o secundă, noi încercăm, aș vrea să le spun ceva telespectatorilor, că așa cum este normal și cum e deontologic, noi încercăm să luăm legătura și cu Gabi Bădălău, așa că în acest moment colegii mei încearcă să-l sună, dacă vrea să ne răspundă, e binevenit ca de obicei să aibă un punct de vedere, dar tu ziceai de o oră, de ora aproape 12 noaptea, că era în mall exact. Copii. Dar tu ești sigur, adică știi tu, orice declarație... Bineînțeles că sunt sigură și dumnealor sunt sigur, pentru că în momentul acela vorbeam cu copiii pe telefonul socrului meu, deoarece copiii nu au niciodată telefonul lor personal la ei. Și cumva în aceste 2 săptămâni eu nu am putut să mă aud cu copiii pe telefonul lor, deoarece ba 3 zile a stat la șofer, ba a fost uitat, ba a fost descărcat. Adică cumva trebuie să au legătura și să insist să-mi aud copiii, pentru că tatăl nu este în preajmă, tatăl lasă copiii și vă dați seama că până la urmă familia lui îl acoperă. este copilul lor și îl acoperă toată viața de acum înainte. Dar ceea ce se întâmplă... seara a fost cu domnul Bădălău, cu tatălui Gabi în mall? Da, cu familia lui la mall, într-un mall din București. Și ce te-a deranjat? Te-a deranjat faptul că tu susții că el ar fi vrut să invoci un alt motiv decât realitatea, faptul că merge la un eveniment? Ulterior spui tu că... Păi mine, doamna Mădălina, pe mine mă deranjează multe. Gândiți-vă că suntem în proces... Pe mine mă deranjează multe. Gândiți-vă că suntem în proces în care tatăl cere o expertiză psihologică a doi copii minori, doi copii care sunt minunați, exemplari. Și tatăl îi învață să mintă, tatăl pune presiune pe mintea mea să-mi pot minți copiii ca el să scape de ei. Și gândiți-vă și oare, cred că, nu știu, mai aveți invitații psihologi în emisiunea dumneavoastră și aș vrea să întrebați un psiholog ce poate spune despre un program al copiilor impus de tatăl. Să-i culce-l peste 12 noaptea, la 1-2 ziua. Copiii mei asistă cum tatăl lor joacă poker pe bani, cu banii pe masă. Știe cineva acest lucru? Și mănâncă și bea Sprite, mănâncă sticuri la ora 12 noaptea. Să nu folosim reclamă. Dar eu revin și te întreb. Tot ce spui tu acum, tot ce ai declarat, afirmațiile tale, le poți proba? Sunt urmate de dovezi, sunt urmate de fapte? Doamna Mădălina, bineînțeles că le poți proba și le poți proba în instanță. Nu o să stau să le probez la TV, pentru că interesul meu este ca acești copii să crească liniștiți și natural, normal, cu educație frumoasă și lipsiți de toate întâmplările acestea, pe care tatăl îi supune la tot felul de lucruri. Eu am avut niște discuții, dar le-am degeaba pentru că nu am cu cine. Am crezut că l-am sunat pe tatăl copiilor tăi și a spus așa, nu mă interesează ce, cum a spus Cris? Nu mă interesează ce spune fata aia. Da, păi gândiți-vă că așa li se vorbește și copiilor despre mine. Gândiți-vă că așa li se vorbește și copiilor despre mine. Copiii care sunt forțați să doarmă la ora 7 seara, când tatăl vine obosit de la petrecere, când copiii, practic, somnul de prânz nu este la ora 9. Dar de unde știi toate astea? Nu știu, de unde știi? De unde știi informațiile astea? Doamna Mădălina, pentru că eu îmi sunt copiii și copiii... Gândiți-vă că azi dimineața am vorbit, nici nu știți ce este în sufletul meu ca mamă. La ora 12:15 am vorbit cu copiii și ei n-au mâncat de dimineață micul dejun. Oare nu este important un program civilizat pentru creșterea copiilor și pentru un creier dezvoltat frumos la vârsta lor? Copilul meu a fost adus, Gabriel, copilul mare, a fost adus deshidratat și cu dureri abdominale în prima vacanță de 2 săptămâni. Când i-am spus tatălui ce are, a spus că nu știe, că a stat mai mult pe la bunici decât cu el. Păi și de ce? Dom'le, dacă nu are bunici... Stai puțin, Claudia, că vrea să întrebălne ceva. Spune-mi și mie, dar de ce mai ia pe copii ăștia? Doar ca să respecte un program? Asta vreau să-l întrebați și pe el, pentru că toată nebunia aceasta și tot ce se întâmplă, oare oamenii, nu știu, judecători, psihologi, cărora eu mă adresez, sunt un om cu o mamă sinceră. Există niște autorități, se numesc, sunt cei de la asistență socială, de la protecția copilului, care se ocupă și de evaluări psihologice ale copiilor, se ocupă și de o anchetă socială făcută la domiciliul tatălui. Cu cine stă copilul? S-a făcut acest lucru. S-a făcut acest lucru, s-a discutat și cu copiii, că au fost... psihologi care au discutat cu copilul mare. Copiii au spus de ce nu vor să meargă la tatăl lor, că nu petrece cu ei, nu se ocupă de ei. Mai mult de atât, ce vreți, a cerut în instanță o expertiză amplă psihologică a copiilor. Eu cred că singurul care are nevoie este chiar tatăl. Aoleu, te rog mult de tot, Claudia, din respect pentru mine, să nu le lansăm în acest moment. Sau poate avem? Să se lanseze în instanță ca să nu fie loc de... Nu, dar cred că nu mă înțelege nimeni că sunt supărată sunt în momentul în care se pune presiune pe mine ca mamă să mint copiii și să îi fac jocul domnului Bădălău. Claudia, pe tine te-a deranjat că au fost făcute publice aceste imagini de zilele precedente de la un eveniment public și ulterior ai făcut legătura că acest eveniment de care spunea Gabi și motiva că avea nevoie să-ți lase copiii pe perioada acelui eveniment, este acest eveniment care a fost, ai făcut o legătură, botezul acesta, da? Doamna Mădălina, eu știam că el pune ceva la cale. Gândiți-vă că am trăit cu el 6 ani în casă și știu asta eu nu mai aud. Am și copiii la botez, că eu nu vă mai aud. Eu știam foarte bine ce spune Gabi la cale. Probabil nu ar fi fost de acord, adică probabil ne răspunde ea, nu ar fi fost de acord ca micuții, minorii să fie prezenți la un eveniment în care este prezent și actuală. Doamna Bădălina, îmi permiteți să spun ceva? Eu nu știu, pe mine, nu cred că mă înțelege nimeni, pe mine nu mă interesează viața lui. O cunosc destul de bine, pe mine mă interesează ce se întâmplă cu copiii în momentul de față. Dar și ce trăiesc copiii în aceste momente. Ce se întâmplă pe 24? Pe 24 era acel termen, mai poate fi luat în considerare și în discuție acea dorință ulterior pusă și în instanță de a pleca cu copiii în vacanță în afara țării? Este din discuție acest lucru, instanța s-a pronunțat deja și cred că s-au pronunțat, au fost de acord cu mine că până la urma urmei trăim niște momente dificile și sunt multe țări în situația în care ați văzut și pe la televizor ce se întâmplă. Este din discuție această situație. Câte zile mai are tatăl copiilor de petrecut cu copiii în cea de-a doua vacanță de 2 săptămâni? Mai are câteva zile, până duminică inclusiv. Doamna Bădălina, vreau să se înțeleagă că nu am fost de rea cuvință, am ajutat ca copiii să meargă la el, să fie bine, să fie pace, dar se merge prea departe și până la urmă sănătatea copiilor ne este cea mai importantă. Eu nu vreau să-mi iau copiii de acolo subnutriți, nu vreau să-mi iau supărați și neliniștiți și că tatăl nu a stat lângă ei. Ultima oară l-a certat pe cel mic. De ce îl sună atât în disperare? Copiii l-au îmbrăcat. Să nu exprimăm subnutrit, că e prea mult. Asta nu cred că pot deveni subnutriți într-o săptămână, ci înțeleg că... Păi gândiți-vă dacă mănâncă la ora 12:01 ziua micul dejun și noaptea se culcă la 2 dimineața. Gândiți-vă la un program de 4 săptămâni. Ținuți 2 copii minori așa, pe acest program. Care este semnalul de alarmă pe care îl tragi tu? Ce-ți dorești tu? Ce vrei? Ce-ți dorești să se facă? Unde vrei să se termine? Ce-mi doresc să se facă? Păi mi-am dorit să fie bine o înțelegere între mine și tatăl. Iar dacă tatăl a ajuns să-și mintă copiii, să-și dorească să scape de ei, din moment ce tatăl susține în instanță că eu nu las copiii la el și le cere o expertiză psihologică, ce pot să-mi doresc eu? Decât să li se facă dreptate acestor 2 copii minori, că ei nu au nevoie de o expertiză psihologică. Și că tatăl trebuie să fie pur și simplu doar de ochii presii și al instanței ia acești 2 copii, că el nu se ocupă de ei. Nu are nevoie de acești 2 copii, credeți-mă. Cu cine crezi tu că au stat copiii după ce tu nu ai fost de acord cu propunerea lui de a-ți lăsa copiii, conform spuselor tale, pe perioada evenimentului respectiv? Doamna Bădălina, i-am lăsat pe copii, tot timpul au fost copiii la el și tot timpul a fost bine primit aici acasă, tot de dragul copiilor și să fie bine. Ce spune el sunt doar minciuni. Păi nu asta te întreb, cu cine știi tu că au rămas copiii? Cu cine au rămas copiii? Știu că au rămas cu cumnatul meu, care el este singurul care se ocupă impecabil de acei 2 copii acolo și tot ce au ei nevoie. Cumnata, posta cumnată și cine mai era pe curs din familie. Și înțeleg că și părinții, probabil, părinții lui din când în când, nu știu. În seara respectivă, te întreb ce știi tu doar din seara respectivă. Te întreb cu direcție doar pentru seara respectivă. Că zicea că nu are cu cine să-i lase, de aceea te-am întrebat ce știi tu că s-a întâmplat ulterior. Păi și asta vă spun, copiii au fost lăsați într-un final cu familia lui. Familia i-au scos într-un mall la un film pentru oameni mari, așa cum s-a exprimat copilul cel mare. Am fost mami la un film pentru oameni mari. Cu toții știm că filmele pentru copii rulează până la ora 18 maxim. La ora 12 noaptea se duc doar adulții la film, doamna Bădălina. Am înțeles, Claudia. Știi când e următorul proces pentru divorț? Cu ce se termină? În septembrie. În septembrie. Da, în septembrie și abia l-aștept. Pentru că îmi doresc foarte tare să se termine acest divorț și să se așeze lucrurile, pentru că tot încearcă să lungească acest divorț, nu găsesc, nu știu motivul, se agață de tot felul de lucruri, se agață acum de copii, chiar nu-mi explic de ce, când pur și simplu ar putea fi liniștit și fericit, să nu mai mintă pe nimeni, pentru că minciuna are picioare scurte, după cum observați. și nimeni nu cred că are vreo problemă cu viața lui. Problema mea sunt acești doi copii, că îi vreau în siguranță și îi vreau sănătoși. Sperăm din suflet cu toții să se întâmple așa cum vă doriți amândoi și să ajungeți la un numitor comun, să fie totul pentru binele cel mai înalt al copiilor și așa cum ai spus și tu, în septembrie, acum când este din nou o altă înfățișare, să se termine așa cum voi vă doriți. Îți mulțumesc foarte mult că ai intrat în legătură directă cu noi și că ți-ai deschis sufletul și ai spus lucruri din punctul tău de vedere, cum stau ele în toată această situație. Mulțumesc!